Ați vorbit în prezentarea noastră despre modul în care se promovează sau nu se promovează stațiunile balneare din România. Ce credeți că lipsește din acest punct de vedere, pe de-o parte, și cum putem să îmbunătățim felul în care sunt promovate intern și extern aceste stațiuni? Primul pas este viziunea. Ar trebui să înțeleagă oamenii că atunci când investești foarte mult într-o stațiune, într-un hotel, într-un complex balnear, ar trebui să pui deoparte și 10% pentru promovare. Când s-a făcut primul hotel de 4 stele în Felix și mi-au spus că au cheltuit 20 de milioane de euro pentru ei, am întrebat dacă au 2 milioane de euro pentru promovare și toată lumea s-a uitat la mine, omul ăsta e de pe altă planetă. Nu merge să faci un produs de 20 de milioane de euro pentru care să n-ai 2 milioane de euro de promovare. Prima oară trebuie să ne defocusăm de la produs spre client și să înțelegem care sunt nevoile clientului, ce vrea el și ce clienți ne vor prefera pe noi și vor fi bucuroși că ne-au ales pe noi. Dacă facem lucrul ăsta, o să ne găsim ușor vorbele și o să înțelegem și că avem nevoie de promovare ca să-i atragem pe cei care vor fi cu adevărat fericiți consumând produsul nostru. Deci primul pas este viziunea. Apoi ne trebuie skill-uri. Nu oricine știe să facă promovare. Nu luăm o fetiță care a terminat acum o facultate de profil și spunem, na, ia promovează tu un complex de 20 de milioane de euro. Foarte bine, mâine, poimine poate să fie chiar șef de departament de promovare, dar în primul moment trebuie să ai lângă tine profesioniști, să știe branding, să știe PR, să știe marketing, să știe marketing digital și treaba asta e destul de complicată în ziua de azi pentru că este în mare schimbare. Al treilea lucru pe care trebuie să-l ai este să ai incentiv pentru cei care acceptă schimbarea. Să pui premii și să sărbătorești schimbarea, pentru că altfel vei avea o poziție în cadrul organizațiilor. Da, am făcut până acum așa, dar nu o să meargă. Dar de ce să e nevoie să ne schimbăm? Oamenii sunt comozi și nu înțeleg. Dacă nu înțeleg foarte bine care este câștigul, nu sunt dispus să plătească prețul. Și poate nu, în ultimul rând trebuie și un action plan, adică un plan de acțiune pe zile, pe timp, pe ore, pentru că altfel avem de-a face numai cu statul false. Hai că ne apucăm de mâine, hai că ne apucăm de poimine, hai că ne apucăm de răspoimine și de fapt nu ne apucăm niciodată. Și această boală a procrastinării, a amânării nedefinite ne e specifică nouă românilor. Iată, pe scurt, 4 pași cheie ca să punem în aplicare și să fie efectivă, să fie funcțională o schimbare, chiar și în domeniul nostru balnear. Pentru că suntem la Herculane, care ar fi cuvintele cheie care definesc această stațiune și pot fi ele schimbate pentru a o face mai vizibilă în țară și în lume? Lucrăm la asta. N-aș vrea să mă pronunț așa, să scot din inspirație acum pe moment o chestiune care să fie emblematică pentru Herculane. Lucrăm științific la treaba asta. Ne gândim la percepții, ne gândim la percepțiile pozitive. Sigur că elemente avem. Avem istoria, avem povestea, cu regina, cu împărăteasa Sisi, cu Hercules, avem istoria de mai mult de 100 de ani, avem investițiile recente, avem băile sulfuroase, avem cascada Bigger, avem chipul lui Decebal și Dunărea la Cazane, avem câteva lucruri de care să ne legăm ca să construim o imagine, un brand ușor recunoscutibil și care să ne arate ce personalitate are Herculane. Dar mai e de lucru. Conferința a ajuns la ediția 9-a, sunteți unul dintre ambasadorii băilor Herculane. De ce ar veni cineva la Herculane? Care sunt punctele cheie pe care le recomandați atunci când vorbiți de Herculane unui potențial vizitator? Deci, în primul rând, apele termale de aici sunt unice în sud-estul Europei. Apoi, îmbunătățirile care s-au adus asupra hotelurilor care au fost privatizate, da? Deci ați văzut ieri în cursul prezentării acestui hotel Afrodita saunele, da? Avem sauna aceea neagră unică în Europa. De asemenea, aerul ozonat de aici, din această zonă a băilor Herculane și peisajele. Vorbind despre conferință, ce ați reținut din prezentările de astăzi? Ce v-a atras atenția în mod deosebit? Deci și prezentarea celor trei invitați din Serbia, din Ungaria și din Germania, dar în special m-a impresionat prezentarea domnului Adi Voican.
Deci modul de a face publicitate și de a face cunoscut toate stațiunile din România în acel sistem de rezervare, da? La orice oră, la orice minut, din zi, din noapte, deci ai situația clară a oricărei stațiuni din România, a oricărui hotel, capacitatea hotelului, prețul, tariful, deci a fost o chestie interesantă. Reprezentați aici, de ce nu, și comunitatea ghizilor din România, ghizilor de turism. Și aș vrea să vă întreb în această calitate, cum văd ghizii de turism Băile Herculane și ce au de făcut în această zonă atunci când vin cu turiștii? Da, sunt președintele Federației Naționale a Ghizilor de Turism din România și, într-adevăr, ghizii care conduc turiștii în această zonă. În primul rând este interesul de a spune istoria locului Băilor Herculane, făcând abstracție de ceea ce vedem în ziua de astăzi, da, și știm cu toții de ce s-a ajuns în această situație, dar este vorba în primul rând de obiectivele turistice din prejurimele Băilor Herculane. De asemenea, ceea ce poate face un turist atunci când se cazează sau când vine la odihnă în stațiunea Băilor Herculane, în speță de a vizita traseele turistice organizate cu ghid însoțitor. A noua ediție, o conferință care a devenit deja o tradiție. Cum vedeți ca organizator acest eveniment și ce a adus noua ediție din acest an? M-am bucurat foarte mult să văd prietenii noștri, cei care țin la Herculane și sunt interesați de progresul acestei stațiuni. Mă bucur de fiecare dată când îi văd pe toți strânși în același loc. Mi se pare că a adus nouă această ediție cumva o formă de training, am văzut-o eu, pentru hotelierii din zonă, pentru cei care dețin unități de cazare aici, pentru că tot panelul de speakeri a fost cu oameni care sunt la topul industriei lor, care fac management de destinație și care fac marketing pentru segmentul pe care noi îl accesăm la nivel european și cred că sunt cei de la care trebuie să învățăm acum, pentru că ne dorim și în mare parte suntem deja aliniați la aceste standarde europene, dar acesta este drumul pe care trebuie să-l urmăm. Și cred că, sper că toți cei care au fost prezenți, chiar dacă unitățile de cazare au fost diferite, cu specific diferit, sper că toți au avut ceva de învățat din asta. Și dacă tot vorbim de noutăți, ce aduce nou Băile Herculane, dar și complexul nostru, ce aduce, ce oferte noi aveți pentru turiști? Începând cu 2019, am deschis Herculum Spa, care este în acest moment bucuria noastră și entuziasmul încă ne ține. Este un concept nou pe care l-am făcut parțial din experiența pe care am câștigat-o lucrând cu turistul de spa și wellness și parțial aducând în echipă oameni noi cu viziuni din ce în ce mai bune, cu o cunoștință complexă a segmentului, astfel că am reușit să punem la oaltă un nou design realizat de niște arhitecți tineri și de excepție, care au fost foarte mult pe sufletul nostru. Am reușit împreună cu ei și consultanții spa să aducem natura în spa-ul nostru, atât în materialele pe care le-am folosit, în ingredientele care se folosesc în acest moment în spa. El este construit exact pe specificul Băilor Herculane, este inspirat din pinul negru de Banat, recepția este inspirată din secoia Gigantea, pe care puteți să o vedeți în centru. Ierburile și plantele locale fac parte din moștenirea Băilor Herculane și ne-am dorit foarte mult ca ele să fie puse în spa, să fie integrate în proceduri și oaspeții să se poată bucura de ele. What do you think about the infrastructure in here in Băile Herculane and in the country in general, and how do you think we can improve that in our favor? Okay, so I mean for tourists, for international tourists, it's most important to have fast access. So the time from an airport to the destination is very important. And if you look to a destination like Băile Herculane, you have about 2 to 2.5 hours to go on the street from the airport to the destination. And this is actually one of the biggest problems we saw in the past when marketing the Băile Herculane destination internationally. Mm-hmm. So what can happen? Number one is, of course, is there a possibility for another airport? To be honest, that's very difficult because it's you have to convince the air carriers
Yes, and that's a very important point. Now, there's only one alternative. It's work on the roads and make better roads, more highways. So I think this is really crucial. It's not only for tourism, it's for any economic development important, but also for tourism to get better roads, to have faster access from the airport to the destination, because the destination is interesting and it's good. The most important thing here is really experiencing history. So it's this feeling, it's the stories. I mean, Valle Herculane has so beautiful stories. Everybody knows Empress Sissi. And they're really people, if they hear this, they say, I want to see this. And there are some things to do. So I think there's some renovation to do. But this is the history Valle Herculane has to present. And then you have contemporary spas. And that's exactly the mixture tourists are looking for. You have histories, beautiful story to tell, and you have the contemporary offers in a spa for relaxation. So this combination is pretty strong and convincing.